Zilnic, atât de la primăriile din județ, cât și la sediul Direcției Agricole, se prezintă zeci de legumicultori care vor să se înscrie în programul Tomata. Mulți dintre aceștia s-au grăbit să depună dosarele pentru a nu pierde subvenția, convinși că mai au la dispoziție doar câteva zile de înscriere. De ce vă aflați la Direcția Agricolă? Pentru măsura de tomate. Văd că v-a ajutat cineva ca să întocmiți acest dosar? Da, pe altfel nu ne-am descurcat. Este pentru prima oară când accesați programul? Nu, am mai accesat și în anii trecuți. Cum vi se pare? Este un program binevenit pentru ajutorul producătorilor. Ați început deja să plantați roșiile? Da. Este pentru prima oară când accesați? Nu, e al treilea an este când îl accesez, dar totuși ne ajută. Cum vi se pare acest program? Anul acesta mi se pare puțin mai complicat, cu plimbatul la ANAF, pădărând și pentru un leu te întoarce înapoi, tot la fel și de aia, trebuie să avem toate documentele. Ați început deja plantarea? Da. Sunt deja răsărite roșiile. Când estimați că veți ieși pe piață? Undeva la sfârșitul mai, jumătatea lui iunie, să ieșim cu ele la vânzare. Acest ajutor financiar cum vi se pare? E binevenit. Ne ajută cu cheltuielile la folii, la semințe, la orice e bun. Încălzire? Momentan nu, dar încerc. Oficialii din agricultură le reamintesc legumicultorilor despre noile modificări pentru a accesa programul. S-a amânat depunerea până pe 1 aprilie și de asemenea s-au eliminat certificatele fiscale și cazierul fiscal. Un lucru, să zic, care ne ajută foarte mult la, și mai ales pe fermieri, nu neapărat pe noi, pe fermieri să poată să depună în timp util. În această perioadă, toți angajații Direcției Agricole Olt sunt implicați în acțiunea de colectare a dosarelor. Până la această dată, din Olt, sute de olteni s-au înscris în program. Se lucrează din plin, să zic așa, la depunere. La această dată avem înregistrați un număr de 400 de fermieri. Și astăzi toți colegii sunt plecați pe teren, estimăm un număr de 200 de cereri și astăzi. Peste 600 de olteni vor solicita subvenția pentru tomata. Este numărul estimat de oficialii din agricultura olteană după vizitele din teren.